Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Avem plăcerea să fie invitat în studio domnul Marius Vlaicu, președintele Societății Naționale Crucea Roșie din România, nu știam, deci denumirea e mai lungă, noi știm de Crucea Roșie, și bineînțeles și multe alte poziții pe care unele din ele o să le aflăm în această seară. Bun venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit. În primul rând, mulțumesc domnul profesor Șomăcu pentru invitație de a participa la o emisiune interesantă pe care vreau să vă spun că o urmăresc cu interes. Ați avut invitații de marcă de-a lungul desfășurării emisiunilor și salut pe toți telespectatorii acestei emisiuni. Într-adevăr, sunt președintele filialei Gorj a Societății Naționale de Cruce Roșie din România și așa să precizez de la început, pentru că în momentul în care am preluat acum 4 ani această funcție, am avut și eu prieteni, între ghilimele, care spunea, uite, și domnul Vlaicu nu se mai satură de bani. Vreau să transmit și punctez acest lucru. Că oricum aveam noi de gând să subliniem pe timpul emisiunii. Nu, dar vreau să spun tot timpul acest lucru, că am decis să preiau această funcție onorifică, de fapt, care nu este remunerată, care nu este retribuită, și țin să precizez că sunt un voluntar al Crucii Roșii Române încă de la înființare și am trecut așa prin etape, de la construcția organizației de tineret a filialei Gorji, membru în comitetul de direcție, membru în birou executiv al filialei, vicepreședinte al filialei, și sigur mi-am încununat, să spunem așa, activitatea de voluntar. Și spun voluntar pentru că și donez resurse financiare către Crucea Roșie în această calitate de președinte. Un lucru bun al Societății Naționale de Cruce Roșie din România, care din punctul meu de vedere ar trebui să aplice în societate, de la politică până chiar la orice organizație neguvernamentală, este faptul că funcția de președinte, care este onorifică, nu poate să o dețină o persoană decât 2 mandate consecutive. Eu mă aflu la cel de-al doilea mandat. Am avut în aprilie anul acesta adunare generală ordinară de alegeri. Am fost din nou ales pentru următorii 4 ani, dar este și ultimul. Și cred că și în politică ar trebui, din punctul meu de vedere, la orice funcție aleasă sau numită, pentru că timp de 8 ani poți să-ți duci la bun sfârșit proiectele sau programele pe care ți le propui și după aceea să tragi o linie. Și sigur, eu după cei 4 ani, pe care în 2023 voi rămâne voluntar al Crucii Roșii, voi rămâne un susținător al acestei structuri non-guvernamentale, dar vor veni alți colegi în conducere, cu altă mentalitate, cu altă viziune, cu alt elan, și pot să facă mai multe lucruri decât am făcut eu sau predecesorii mei. Da, interesantă idee, mai ales că suntem la, să zicem așa, după o perioadă electorală intensă și, în general, politicienii când ajung în funcții uită să mai plece de ele, că s-a alese, că-s numite. Pe de altă parte, vorbim de o organizație neguvernamentală extrem de cunoscută, respectă în primul rând chestia aceea de interes național, pentru că sunt foarte multe ONG-uri care ia bani de la stat, dar nu dau nimic, să zicem, plus valoare înapoi. Crucea Roșie are destule realizări în acest domeniu. De fapt, v-am invitat într-o dublă ipostază legată și de Crucea Roșie. Pe de o parte, rolul acestei instituții în viața de zi cu zi a românilor, pe de altă parte, rolul de educație pe care îl faceți ca organizație, și tocmai ați finalizat un concurs care durează de foarte mult timp, sanitarii pricepuți, cunoscut de generații, să spunem așa, pe care îl duceți mai departe cu rezultate dintre cele mai bune. Și a zice să începem cu acest concurs care s-a desfășurat și în acest an și a desfășurat o nouă ediție.
Într-adevăr, Crucea Roșie Română, filialele județene ale Crucii Roșii Română din fiecare județ, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, cu Direcția de Sănătate Publică Gorj, cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj, am organizat etapele locale, etapele zonale, etapele județene ale acestui concurs, Sanitarii Pricepuți, concurs care datează din anul 1962 și încă de atunci generații de generații de elevi care au participat la acest concurs, sigur și-au finalizat, să spunem, pasiunea ajungând medici, ajungând asistenți medicali. Vorbim de educație și dacă vorbim de educație, sunt chiar unul dintre susținătorii unui proiect pe care îl avem de mult și tot timpul spunem ca în curriculum școlar, chiar curriculum de la școala primară, cred că ar trebui, și chiar la gimnaziu, să avem obligatoriu, nu să-l avem facultativ, o materie numită educație pentru sănătate. Care, din păcate, deși a fost la un moment dat destul de prezentă, a dispărut în ultimii ani, practic se găsește destul de sporadic, este aleasă de cadrele didactice. Într-adevăr, și noi luptăm pentru acest lucru și am văzut și o deschidere și la nivelul Ministerului Educației și la nivelul Ministerului de Interne, să reușim să implementăm și să avem această materie obligatorie. Dar în timp, eu sper să se realizeze acest lucru, pentru că este foarte important ca noi toți să știm să și acordăm primul ajutor unui cetățean, unui om care are nevoie de el în momentul în care are nevoie de el. Pentru că prima tendința noastră este atunci când un om, să spunem, cade în fața noastră și i-a venit rău, să sunăm la 112, dar nu avem această abilitate să știm să acordăm primul ajutor. Iată că filiala Gorj este acreditată și organizează cursuri de prim ajutor, care nu sunt în quantum foarte mari, e 100 de lei cursul de persoană, și eu am militat și în mandatul trecut și în mandatul acesta, militez ca ar trebui ca să conștientizăm fiecare cetățean că este funcționar public, că este angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, că este cadru didactic, că este angajat într-o unitate administrativ-teritorială la o primărie, la Consiliul Județean. Noi toți ar trebui să avem aceste cursuri pentru că să sprijinim semenii noștri când au nevoie de el. Nu pentru că faptul că, totuși, și aici aș vrea să precizez că venituri, Crucea Roșie nu are alocații bugetare. Ea trăiește numai din prestări de cursuri și noi ca filială avem acreditat cursuri de prim ajutor și cursuri de igienă și din acești bani noi venim, îi întoarcem către populație, către cetățenii care au nevoie de sprijin în această perioadă. Și vreau să vă spun că există multe persoane în județul Gorj care au nevoie de sprijin de la familii monoparentale, de la familii cu mulți copii, de la familii unde bunicii îngrijesc copiii, iar părinții sunt plecați în străinătate și au uitat de copii, și de bătrâni care au nevoie de sprijin. Și în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale, cu primăriile, cu anchetele sociale, noi acești bani îi ne ducem către solicitări și către cetățenii care au nevoie de sprijin. Mai avem și alte programe de care putem discuta în continuare despre ele, dar menirea Crucii Roșii, filiala Gorj, în primul rând este pentru tineri, pentru educație, și o să revenim și la concursul de sanitarii pricepuți. Vă spuneam, este un concurs care datează din 1962, iar de-a lungul timpului, din elevii care, din echipajele de la școlile generale și de la licee, sigur, au ajuns cadre medicale de calitate și asistenți medicali și medici care au făcut și chiar am văzut cu satisfacție o serie întreagă de cetățeni din generația mea, din generația mai mare ca mine, din generația mai mică, care au spus, da, domnule, acest concurs
mi-a dat un imbold și am mers către facultatea de medicină și sunt acum un medic care îmi fac datoria cu pasiune și pentru semeni. La Gorj am avut, vă spuneam, aceste etape încă pleacă de la începutul anului școlar, unde fiecare școală gimnazială și organizează și fiecare liceu un echipaj pe care un profesor, fie de biologie, fie un cadru didactic, chiar de educație fizică și sport, poate să fie, își școlarizează acest echipaj și se prezintă la etapele locale, la etapele zonale și la etapa județeană, după care câștigătorii merg la etapa națională. Regula este că într-un an merge echipajul câștigător de la școlile gimnaziale, cum a fost și în acest an, și la anul, de exemplu, în 2020, va merge la etapa națională echipajul de la câștigător de la licee. Surprinzător și bucuros de bine, în acest an au câștigat etapele județene și la gimnaziu și la liceu două echipaje ale căror școli nu se află în mediul municipiului. Urban este că liceul Mihai Viteazu din Bumbejiu e oraș. E oraș, da. Da, dar la gimnaziu a câștigat echipajul liceului tehnologic Bâlteni. Și felicitări cadrelor didactice, elevilor. De fapt, mesajul meu la deschiderea etapei județene a fost clar că toți sunt câștigătorii, toți elevii și nu cei care au participat la etapa județeană, toți care s-au implicat în acest concurs, pentru că este o educație, ceea ce înseamnă să știi să acorzi primul ajutor, sunt întrebări de teorie pe care noi le elaborăm și probă practică și acest lucru îi școlarizează și îi învață pe tineri către viitor de ceea ce înseamnă acordarea de prim ajutor și educația pentru sănătate. Și spre bucuria noastră, deci Liceul Tehnologic Bâlteni la gimnaziu a câștigat și ne va reprezenta la etapa națională și la licee a câștigat colegiul Mihai Viteazu din Bumbejiu, felicitări și lor și sigur anul următor va fi din nou concurs, iar echipajul de la licee ne va reprezenta la etapa națională. Sunt lucruri care am văzut foarte multă pasiune, foarte multe emoții, dar sunt convins că elevii vin cu drag la acest concurs și cred că ar trebui încurajați. Cu siguranță, în același timp, vorbeați de acordarea de prim ajutor. Da, cred că este necesar foarte mult și în sectorul de educație, ca fiecare profesor să cunoască, să aibă noțiunile, să aibă cursul respectiv despre care vorbeați, pentru că pot să se nască probleme, am văzut ce se întâmplă în țară, au fost diverse cazuri nefericite în care dacă probabil ar fi fost cineva abilitat să acorde primul ajutor, poate lucrurile ar fi stat altfel. Mai e și o altă problemă. Din păcate, cu excepția municipiului Târgu Jiu, nu mai există acele cabinete școlare și n-ai personal de specialitate care să acorde un prim ajutor în caz de nevoie. Deci, cu siguranță, trebuie să ne rezumăm la ce personal avem, să spunem așa, deci personalul didactic poate interveni, dacă are și, să spun așa, studii de specialitate, să nu ne trezim că din dorința de a face bine poți să faci mai mult rău. Deci am avut un sprijin de la edilii ale primăriilor, ai unităților administrativ teritoriale și le mulțumesc pe această cale primarilor care au înțeles acest lucru și au prins în bugetul primăriei dintr-un an bugetar și aceste costuri privind școlarizarea a 20 de cetățeni din primărie, din cadrele didactice sau numai din cadrele didactice de pe raza localității, care noi am mers filiala Gorj prin directorul filialei și aici aș vrea iarăși să precizez că practic cheltuielile filialei sunt foarte mici pentru că sunt doar 2 salariați și avem un sediu în care sunt cheltuielile cu utilitățile, cu energia electrică, apă, gaze, telefonie și există doar un autoturism.
Și noi mergem către primării, către cetățeni, mergem acolo, organizăm în 2 zile cursul. Cursul este finalizat și este recunoscut de Ministerul Educației și de Ministerul Sănătății și de Ministerul Muncii și eliberăm și un certificat în acest sens, dar nu cred că important este hârtia. Până la urmă, hârtii putem să luăm când ne ducem. Important este că domnul director al filialei, domnul profesor Richter Grigore, din punctul meu de vedere, este un profesionist, un om cu expertiză care știe să predea și să insufle cursanților o atenție și, practic, să rămână cu niște cunoștințe și să dobândească niște abilități și să știm să acordăm primul ajutor. Ați văzut că noi, în general, când mergem în trafic și vedem un accident, avem tendința să plecăm, să nu rămânem acolo și să încercăm să vedem. Sunt și oameni care au acest sânge rece și spun, domnule, rămân să văd ce putem face, dacă există încarcerări, dacă nu, până vine salvarea sau zmurdu, dar în general noi încercăm să fugim de la, să, nu să fugim, să ocolim puțin. Poate și pentru că nu suntem stăpâni pe noi să putem face ceva, adică să știm acele lucruri. Pe de altă parte, pentru că vorbeați de acel opțional de care spuneam că e din ce mai redus, Raed Arafat anunța recent că în această idee ca să se încerce ceva, un program la nivel național acesta de educație pentru sănătate, pentru prim ajutor, să ajungă în școli, poate chiar prin dumneavoastră, prin Crucea Roșie sau prin alți specialiști, pentru că instruirea elevilor poate să o facă și cu siguranță un profesor 2 e în fiecare școală familiarizat, e profesor de biologie, chiar de educație fizică, pentru că au studiile de specialitate, dar poate nu reușesc să transmită și în domeniul ăsta un cadru sanitar pe care e mai sigur. E mai aproape de ce ar fi nevoie acolo pentru chestia aceasta. Și asta face parte din educația noastră, educația europeană, pentru că în Europa sunt țări, gen Franța, în Germania, unde aceste cursuri se fac și în școli, și pentru elevi, și pentru cadre didactice. Deci instruirea aceasta. Da, aveți perfectă dreptate. Domnul doctor Raed Arafat, domnul ministru, subsecretar de stat, a propus acest lucru. Eu sper că la nivel național decidenții, și mă refer aici la Ministerul Educației, cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Ministerul Sănătății, să reușim să implementăm acest curriculum, această materie și exact ce spunea și dumneavoastră, domnul Șomâcu, faptul că noi la, și eu am făcut școala gimnazială primară, generală și liceul la Târgu Jiu, dar în mediul rural ar trebui să existe aceste cabinete medicale, că până merge, vine de la centru de permanență o salvare, sau dacă avem salvare la centru de permanență, și că și acum se... Foarte puține centri de permanență au dau salvări, da? Totuși trebuie să existe acolo cadru medical, că este asistent medical, că este medic, ar trebui să existe, dar revenind, ar trebui și domnul ministru Arafat a propus acest lucru și eu sper să se implementeze mai devreme sau mai târziu. Ar fi un lucru bun, educația pentru sănătate, care noi părinții în general încercăm către copiii noștri să-i educăm, dar și faptul dacă ar fi și la școală o materie, cred că s-ar studia mai în detaliu și sigur am avea și niște resurse umane care ar merge mai mult către medicină și discutăm despre exodul medicilor în străinătate, deși acum în ultimul an totuși remunerația la dânșilor a crescut și se aseamănă oarecum cu remunerația unui medic din țările din Uniunea Europeană. Pentru că vorbim de spațiu european, acolo se mai insistă pe un alt tip de, care ține tot de educația pentru sănătate în rândul copiilor, e vorba de educație alimentară, nutrițională. De la americani și până în toată Europa se fac aceste cursuri, la noi deocamdată lipsesc, nu se pune accent pe ele. Cred că și aceste lucruri ar trebui făcute, pentru că avem tot mai mulți copii obezi, tot mai mult cu probleme de aceste nutriționale. Și aveți dreptate și chiar discutam și cu
prieteni care sunt profesori de educație fizică și sport despre faptul că mulți elevi vin cu scutiri la orele de educație fizică, că nu își doresc foarte mult și chiar această educație privind alimentația copiilor, uneori și eu care lucrez cu copiii la un club sportiv privat, vedem că unii dintre ei nu știu să alerge, nu știu să consume ca un tânăr care se formează și totuși vine și din familie această educație. Dar dacă am avea educația asta pentru sănătate de la igienă până la hrană, ar fi iarăși un lucru foarte bun. Poate reușim și noi să luăm modelele celor din Uniunea Europeană, modelele celor din Statele Unite ale Americii, unde la un moment dat elevul, de exemplu luăm Statele Unite ale Americii, unde școala primară este 1-5, școala gimnazială este 6-9, iar de la 9 la 12 este liceu, dar între timp la liceu obligatoriu, și apropo și de Crucea Roșie, obligatoriu elevul trebuie să-și aleagă un domeniu de activitate pe care îi place și să facă voluntariat. Noi am reușit în România să avem o lege a voluntariatului. Poate n-am reușit să oferim mai multe, să spunem, stimulente de atracție de a face voluntariatul. Dar iată că în Statele Unite, acolo zice, domnule, mie îmi place partea de medicină, eu vreau parte de socială, eu vreau parte de, să spune, de îngrijirea bătrânilor la domiciliu. Și aici avem iarăși o problemă noi și n-am reușit, sau dacă căutăm babysitter să îngrijească și să copiii. Deci n-am reușit totuși niște domenii de activitate să le punem la punct și cred că dacă am reușit prin acest voluntariat, prin introducerea lui mai mult în rândul elevilor și după aceea și ale tinerilor studenți și ale tinerilor în general, cred că atunci ar fi mai bine pregătiți pentru un anumit domeniu. Mai ales că punctează și în România a început să puncteze acest voluntariat atunci când te duci la o angajare și angajatorul observă că ai un an de zile voluntariat, să zicem, la Crucea Roșie și vrei să devii infirmier sau să te duci la un concurs de asistent medical și ai făcut și școala post-liceală și ai și voluntariat la Crucea Roșie, punctează foarte mult. Discutam cu mulți voluntari care au fost la Crucea Roșie și au mers și lucrează în țările din Uniunea Europeană, că au punctat foarte bine când au văzut că, domnule, am participat la acțiuni de Crucii Roșii, că știe să ia o tensiune și să facă o injecție sau să acorde primul ajutor sau diverse activități la care le facem noi, sau să meargă la o competiție sportivă să fie acolo să asigure asistența medicală. Da, vorbeam de voluntariat, vorbeați de voluntariat și ăsta contează foarte mult în țările din vest, încă noi avem o lege, ați fost generos cu restul, în sensul că el funcționează, dar la Crucea Roșie cu siguranță, poate mai sunt în diverse domenii, dar este destul de slab dezvoltat la nivelul tineretului față de cum este în alte țări. Deci la noi deocamdată educația tineretului este mai, să spun așa, mai mercantilă. Deci din momentul ce faci un efort într-un anumit domeniu, vrea să fie și răsplătit pentru asta, și răsplătit financiar, vreau să spun, și aici e o problemă. Voluntariatul trebuie să te dedici și aveam voluntariat și la 1900, anii primului război mondial, chiar dacă se numea altfel, să spunem, acest termen. Deci noi avem o lungă tradiție pe care se pare că am uitat-o, dar sau n-am regăsit-o după 1989 și va trebui să regăsim din acest domeniu. Dar sunteți un exemplu din acest domeniu, din această direcție. Pe de o parte, ce faceți la Crucea Roșie. Vorbeați de acest club privat și dumneavoastră mai aveți și funcția de președinte al Asociației Județene de Baschet, da? De Baschet, da. Iar este tot voluntar. Tot onorifică, să spunem, da. Așa, dar tot voluntariat.
cum le îmbinați? Pentru că, iată, poate la alții s-ar gândi să aibă nu știu ce salarii în domeniu sau n-ar face-o dacă n-ar fi răsplătiți. Revenind puțin la, și la emisiune și la educație, cred că exact ce spuneți. Eu am constatat în ultimii 10 ani, să spunem, că adulții în general, și nu mă refer la tinerii, că vârsta europeană de tineret e până la 35 de ani, dar după 35 de ani, deși după 90, vreo 10 ani, 15 ani, 20 de ani, am fost oarecum solidari unii cu alții. Dar din ultimii 10 ani lumea a început să nu se mai gândească la semen, noi avem un program Crucea Roșie, se numește Banca pentru Alimente, unde după ce cumperi poți să dintr-un magazin, și nu vreau să facem reclamă acum, dar avem un container unde poți să pui alimente neperisabile, ulei, zahăr, făină, care noi le contabilizăm odată de sărbătorile pascale, odată de sărbătorile de Crăciun, și mergem către o comunitate, către o comună, către un oraș, unde în parteneriat cu primăriile, pe baza anchetelor sociale, ducem aceste alimente către oamenii care au nevoie de sprijin. Și cred că aici, prin acest program, în special la tineri, că vorbeam de voluntariat și despre educația pentru voluntariat și pentru solidaritate, pentru umanitate, practic, Crucea Roșie are aceste principii de solidaritate și umanitate, trebuie să ne gândim și la semenii noștri. Sigur, am văzut în ultima perioadă și unitățile de învățământ și elevii din mediul rural, de la școala primară, chiar gimnazială, chiar sportive, am văzut că merg către căminele de bătrâni, către centrele de plasament de copii și duc o bucurie atunci către jucării. Asta înseamnă umanitate, înseamnă solidaritate, și vreau să vă spun că totuși gorjenii noștri sunt oameni sensibili. Sunt oameni care vor, dar în general am început să nu ne mai gândim la semen. Și inclusiv la donarea de sânge, dar în momentul când avem nevoie, apelăm la Crucea Roșie. Dar nu ne gândim, domnule, dar stai puțin că chiar n-am nevoie acum, dar să mă duc și eu să donez sânge pentru a avea, mai ales că există și posibilitatea să primești conform legii acele bonuri de masă. Deci există și o zi liberă de la servici. Deci nu, aici cred că trebuie să umblăm mai mult la mentalitatea noastră, și totul pleacă din educația. Din educația familială, pentru că până la urmă noi părinții, până cei 7 ani de acasă, după care merge la școală și învățătorul și învățătoarea în școala primară încearcă să îi pună bazele, și aici iarăși din punctul meu de vedere e cea mai grea muncă. Ca și basic-ul, practic începutul în orice activitate, și la școală și în sport, că eu o să discutăm și despre sport și cum lucrez eu cu copiii și ce înseamnă să-i pui primii și în sport, este cel mai greu. Și aici trebuie să, chiar dacă familia n-a reușit, noi trebuie și educatorii și învățătorii, profesorii trebuie să îi formeze. Revenind la sport, într-adevăr, a fost pasiunea vieții mele și a fost prima dragoste a mea, și nu se supără soția mea, o precizez tot timpul, că sportul și basketul a fost prima mea dragoste și a rămas prima mea dragoste. Și am fost jucător de basket, am jucat până la nivelul de Liga a doua, n-am ajuns la Liga a întâia, dar de la 23 de ani am început să merg către arbitraj și am fost arbitru de primă ligă până la vârsta de 44 de ani. După care mi-am încununat activitatea așa, și acum evaluez activitatea arbitrilor și a unui meci de basket. Se numește, cum este, observatorul la fotbal, în basket este comisar. Nu să mă laud, dar este o satisfacție a mea că reprezint județul Gorj în cei 33 de comisari ai Federației Române de Basket. Sigur, odată cu apariția legii sportului, legii educației fizice și sportului în anul 2000, atunci când s-au pus bazele noilor structuri sportive, am înființat și noi la Gorj Asociația Județeană de Basket, alături de
iubitorii de basket, de profesorii de educație fizică și sport cu specializare basket și încercăm an de an să organizăm activități pentru tineri și totuși am și eu un regret că eu am prins și vremea dinainte de 1990 când existau campionate municipale, campionate județene și mă refer la basket. Acum nu le mai avem organizate. Sigur, există Olimpiada Națională a Sportului Școlar la aproape toate disciplinele sportive. Chiar acum am avut o performanță ca județ. Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu a obținut în acest an și felicitări sportivilor, sportivelor și antrenorilor pentru această performanță. La licee, la faza națională, avem în locul 3 echipa de basket a Colegiului Național Tudor Vladimirescu Târgu Jiu, cea care s-a calificat la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, antrenată de profesorul Răuț Laurențiu, liceenii. Locul 3 este iarăși medalie. De asemenea, avem locul 3 la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la gimnaziu. Tot profesorul Răuț Laurențiu a antrenat și avem o surpriză la fete. Noi n-am avut o tradiție în basketul feminin, dar locul 3 de asemenea a obținut de echipa de fete de gimnaziu a Colegiului Național Tudor Vladimirescu și chiar mă întrebau oamenii de basket din România ce fete avem noi, că n-am avut tradiție. Deci tradiție în basket feminin la nivelul zonei Olteniei a avut Craiova și Vâlcea. Și această generație antrenată de profesorul Bogdan Rădulea, care este directorul adjunct al colegiului, a reușit această performanță și felicitării tuturor. Sigur, revenind și la educație, pe mine sportul m-a educat și încerc și eu să dau către copiii care vin la basket, pentru că lucrez într-un club privat, m-a învățat să știu să mă pregătesc, să fiu disciplinat, să știu să mă bucur când câștig un meci, să știu să privesc înfrângerea cu o perspectivă că până la urmă am căpătat o experiență și să mă pregătesc în continuare pentru următoarele meciuri și m-am învățat să fiu un om ambițios. Pentru că sportivii în general își doresc să câștige și sigur și ceilalți din cealaltă echipă își doresc victoria. Dar până la urmă există un învingător și o echipă care pierde, dar până la urmă toți sunt câștigători pentru că fac mișcare. Faptul că dacă noi reușim ca tinerii și discutăm despre educație, despre hrană, să-i luăm din fața, mai ales acum cu această tehnologie, din fața gadgeturilor, din fața telefoanelor performante, calculatoarelor, tabletelor și să-i aducem către sport, indiferent către ce sport, înseamnă o dezvoltare frumoasă, exact cum spun în latinii, mens sana in corpore sano, și este o educație care ulterior în viața de zi cu zi au performanțe. Eu vreau să vă spun că organizăm anual întâlnirea ale generațiilor de basketbaliști, Asociația Județeană de Basket, și avem o generație plecând de la fostul ministru al sănătății, profesor universitar dr. Mircea Beoran, care a jucat basket la Târgu Jiu. Și vreau să vă spun că în proporție de 99-98% majoritatea celor care au jucat basket au făcut studii superioare. Da, interesant. Faptul că basketul este un sport în care și orice sport trebuie să gândești înainte să primești mingea ce faci cu ea sau chiar la sporturile individuale, dar așa ca o statistică, noi avem aceste întâlniri și sunt de bun augur unde ne întâlnim generații de generații. Este una dintre acțiunile Asociației Județene de Basket. De asemenea, avem organizat și anul acesta, am avut a 12-a ediție a memorialului profesor Victor Perescu. Domnul profesor Victor Perescu a fost primul profesor de educație fizică și sport care a înființat prima echipă de basket din municipiul Târgu Jiu și din județul Gorj și noi am decis în memoria dânsului și faptul că
a plecat dânsul cu acest proiect să facem acest memorial. Anul acesta, spre bucuria noastră, am organizat numai cu copii din Târgu Jiu. Și este un lucru bun. Copii născuți în anii 2007 și mai mici, am avut cam 120 de copii, dintre care vreo 30 de fete, care am făcut o competiție în parteneriat cu direcția și cu inspectoratul școlar, cu direcția de sport, am oferit și diplome și medalii și premii cu sprijinul sponsorilor și de aici se poate pleca către performanța sportivă care ne-o dorim cu toții la nivel de municipiu. Sigur, avem și câteva puncte forte, dar avem și puncte slabe. La ce înseamnă? Eu am încercat să le prezint aceste lucruri și edililor, și domnului primar, și președintelui de Consiliul Județean, încât să avem o bază foarte clară a ceea ce înseamnă basketul din Târgu Jiu și acum avem iarăși un bonus foarte bun. Chiar sâmbătă sunt invitat la inaugurarea unei baze sportive la școala gimnazială numărul 2 din Târgu Jiu și un lucru bun că am reușit în acest an să avem mai multe baze sportive puse la punct din punct de vedere al infrastructurii. Avem și puncte slabe, avem o infrastructură a sălilor de sport, mai ales iarna, unde s-au mai corectat lucrurile, tot deficitare sunt. Da, am făcut iarăși două săli frumoase, una în comuna Runcu și una la Colegiul Economic Virgil Magiaru, două săli și cu 200 de locuri. Adaugă cu cea de la Voievod Litovoi și cu cea... Da, dar nu vreau să critic, dar totuși vă spun așa ca să aveți această informație, iarna un club, un tânăr care vrea să facă sport și care nu este la un club public, să spunem, cum e clubul sportiv școlar sau liceu cu program sportiv sau viitorul club sportiv municipal. Dacă este la un club privat, noi trebuie să achităm odată o chirie a sălii de 50 de lei, e modică totuși, dar mai trebuie să achităm încă o dată și utilitățile. Și concret, eu merg cu carnețelul la începutul antrenamentului, iau indexul de la apă, de la contoarul de apă, de la contoarul de energie electrică, de la contoarul de gaze, se termină ora sau o oră jumate cât e antrenamentul, revin cu indexul, îl prezint administratorului școlii. Nu e, sigur, sunt niște cheltuieli, dar totuși pentru copii. Și eu chiar i-am spus și mai spun o dată public domnului primar, nu fiind pătimaș politic sau nu politic, dar municipiul Brașov, unde primar este domnul Scripcaru, dar este profesor de educație fizică și sport, față de domnul profesor Romanescu, care e cadru didactic universitar, dar... De drept, da, sau ce? Nu, științe economice. Științe economice, da. Dar au aceeași coloratură politică, adică Partidul Național Liberal, și foarte bine că au, dar domnul Scripcaru a luat decizia asta și a dat o hotărâre de Consiliu Local și a spus așa, domnule, tinerii din municipiul Brașov nu plătesc la sălile de sport, tinerii care sunt angrenați într-un club sportiv, că e public, că e privat, nu plătesc chirie. Trebuie să fie discriminare, da. Nu plătesc chirie. Într-adevăr, plătești utilitățile, energie electrică, gaze, apă, dar nu mai plătești și 50 de lei chirie sau 100 de lei și nu vreau să exagerez, dar vreau să vă spun real că chiria, de exemplu, la sala sporturilor din municipiul Târgu Jiu pentru o oră este 200 de lei. Mi se pare totuși o sumă... Cu umbrelă sau fără? Da, asta e punctat. Sigur, iarăși nu trebuie să fim răutăcioși și până la urmă aceste lucruri se remediază, dar totuși ar trebui la o recepție să fie... Să punctăm faptul că avem acele baze sportive noi care pot să ajute tineretul. Trebuie să mai punctăm și asta tot în sarcina comunității locale, primăriei, consiliului, dăm faptul că nu avem o echipă, că zicem de unde promovează. Sunt tinere talente, dar nu mai avem o echipă. Acum câți bani aveam echipă de Liga 1, acum... N-am discutat și mult și pe emisiuni sportive, dar până la urmă, apropo de educație, eu care vă spuneam, am jucat basket din clasa 3-a și acum împlinesc 50 de ani, mulțumesc la fel și dumneavoastră, vă pot spune că atunci când am avut o echipă de Liga 2-a la basket, aveam în tribună 50 de spectatori. Iar după ce am promovat în prima ligă și, sigur, au venit jucători din Statele Unite ale Americii, din Serbia, din Republica Serbia, din Slovenia, am avut jucători din Bulgaria, sala s-a umplut. Am avut 700 de spectatori.
emulația copiilor de a merge către sport s-a văzut foarte clar. Mulți tineri, mulți copii din primar, din învățământul primar și gimnazial au venit către basket să joace și nu numai către basket, au avut echipă de handbal foarte bună, cu rezultate și în Europa. Și am văzut în tribună și foarte multe doamne și domnișoare, Sexul Frumos a venit către sport. Sigur, și acum avem o sală nouă, spuneați dumneavoastră că avem și unele deficiențe acolo și trebuie să remediem. Am avut la sfârșitul anului trecut o competiție internațională de basket mai ales din Balcanii, Turcia, Bulgaria, Macedonia, România și Kosovo, dar în sală a trebuit să punem o găleată și stătea cineva tot timpul. Tradiționalul model românesc de rezolvă. Nouă recepționată în 2018. Sigur, se poate întâmpla lucrul ăsta, era în garanție, până la urmă se va rezolva. Important este ca noi și noi, toți cei care plătim impozite și taxe la primăria Târgu Jiu, acest lucru să se întoarcă către copii. Dacă noi reușim ca generațiile care vin, pentru că eu am spus-o tot timpul, domnul profesor Șomăcu, noi oamenii suntem trecători și la ONG-uri și oamenii politici. Și avem exemple din spate, oameni care s-au bătut pentru județul Gorj și care astăzi, din păcate, nu mai sunt, dar au lăsat ceva în urma dânșilor. Și noi trebuie să lăsăm ceva constructiv de care să spună următoarele generații, domne, uite, s-a făcut ceva bun și pentru noi. Sunt aceste baze sportive, vă spuneam, bune la școlile gimnaziale și primare și la licee. Un lucru bun avem că avem hotărâre de Consiliul Local în care se poate intra și copiii pot să facă gratuit, să joace indiferent de sport, fotbal, handbal, basket, pe aceste baze sportive, dar să fie înscriși într-un club sportiv organizat sau într-o asociație sportivă cu cadru didactic pe baza unei solicitări, că e normal că trebuie să fie supravegheați, că Doamne ferește, spuneam, dacă se întâmplă un accident așa și un incident cum s-a întâmplat la Hunedoara și am rămas și eu puțin marcat de Olimpiada Națională de Matematică, când acel copil era însoțit și de tatălui și de profesor care din păcate era și premiat și n-a mai reușit săracul să-și ia premiul pentru că a avut un incident și a decedat. Eu zic că aceste lucruri, că reușim să și Crucea Roșie vine și am participat la o serie întreagă de competiții sportive și mergem gratuit, să știți, mergem voluntarii, încercăm să educăm tinerii, să-i atragem și mesajul meu ar fi că trebuie să se implice tinerii în viața activităților extradidactice, în viața activității didactice și după aceea, dacă vor la 16 ani să devină voluntari ai Crucii Roșii, pot să vină, semnează un contract de voluntariat, îi activăm în activitățile noastre, la competiții sportive, la spectacole, avem parteneriate cu liceul, cu program sportiv, cu clubul sportiv și la competițiile sportive, vă spuneam, mergem gratuit și tinerii pot să vină și către Crucea Roșie și îi îndemn să facă voluntariat și să meargă și către sport. Iar pe părinți poate reușim și noi să avem acel cult că ați văzut în... Și sunt o serie întreagă de părinți care i-am văzut alergând și prin parcurile noastre din municipiu și ar trebui și noi să mergem către pentru că sportul înseamnă sănătate. Cu siguranță, educația se face și prin, să zicem, aceste acțiuni de voluntariat, se face cu siguranță și prin sport. Toate acestea contribuie la dezvoltarea personalității unui copil și, din păcate, nu, să zicem că nu toți facem suficient pentru această direcție. Sigur, totuși eu cred că de la mediul familial, urmând către mediul școlar, de la școala primară, gimnazială, liceal, după aceea către mediul universitar, eu zic că
poate reușim să insuflăm tinerilor acest să spunem, aceste noțiuni de solidaritate, de umanitate și de tot ceea ce înseamnă viitorul privind sănătatea și mișcarea. Cu aceste gânduri optimiste, și trebuie să fim optimiști pentru că altfel nu știu ce ne-am face, încheiem această emisiune. Mulțumim domnului Marius Zulaicu pentru prezența din această seară la emisiunea Educația și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră la emisiunea Educația. Mulțumim pentru atenție, la revedere!